Bine ați revenit la mobilissimo.ro, încă un unboxing și încă un telefon Motorola cu colaborare Pantone. Telefon cu spate Viva Magenta. Cam asta ar fi nuanța sa. Este Moto G84 5G și vine cu o husă deja aplicată și cu încărcător în cutie. A ajuns să conteze chestia asta în ziua de azi. Un telefon mid-range, al cărui procesor sigur îl știți, l-am văzut de o grămadă de ori deja, dar mă interesează mai mult ecranul său OLED cu refresh rate mare și camera cu stabilizare optică, dar și funcțiile de neașteptate de productivitate. Cam asta ar fi definiția telefonului. Un telefon cu neașteptat de multă productivitate pe la 1399 de lei, ba chiar și mai puțin dacă veți săpa destul de adânc în oferta retailerilor de la noi. Securizat de ThinkShield, securizat de Moto Secure, securizat în general. Și subțire. Și arătos, adolescentin și cu funcții speciale pentru membrii mai tineri ai familiei, precum Family Share. E bine, telefonul ăsta e gata de review, pentru că i-am făcut deja teste, pentru că i-am făcut deja hands-on și acum îi facem unboxing. Să înceapă așadar unboxing-ul lui Moto G84 5G. Iată-ne deci cu Moto G84, am primit de la noi un hands-on, iar acum primește un unboxing, curând și review. Primul lucru pe care îl remarcăm e că ne-au pus husă la pachet, husă transparentă și flexibilă, neapărat transparentă ca să vedem spatele ăsta cu nuanța Pantone Viva Magenta. Mai sunt și alte variante ale telefonului, este una Marshmallow Blue și una Midnight Blue. În principiu asta este piele eco pe spate, există și o variantă cu spate din plastic. Asta este telefonul cu care lucrăm. Ramă plată, îl face ușor de manevrat și este și el ușor în sine, la 166 de grame. Hai să vedem ce primim în cutie, în afară de husa asta. O să începem cu cheița care oferă acces la slot nanoSIM și microSD. Da, avem microSD. Aici avem citește-mă și informații juridice, adică manual și informații juridice. N-am uitat de cablu, este un cablu de la USB-C la USB-A, folosit pentru a ne conecta la acest încărcător. Încărcătorul un pic overkill, că bateria de 5000 se încarcă la 30W și aici avem 33, dar n-a murit nimeni de la asta. Și conectorul USB-A. Bun, cam atât la capitolul accesorii. Nu primim căști, cel puțin nu din câte știu eu. Motorola a mai dat căști, dar le-a dat ca ofertă specială la debut. Apropo de oferte speciale, am aruncat un ochi pe Altex și am văzut că dau un voucher de 100 de lei pentru telefonul ăsta, deci devine și mai ieftin. Bun, versiunea pe care o avem noi e cu 12 GB de RAM, 256 GB de stocare, asta ca să știți. Iar numele full al telefonului, Moto G84 5G. Despre design, păi, ramă din plastic, spate acoperit cu piele eco, apoi tarie de 7,6 mm, foarte plat, ușor de manevrat, nu cele mai subțiri muchii din lume, nu așa groase ca la un Galaxy A, dar măcar sunt simetrice. Nici decupajul ăsta pentru cameră nu mi se pare foarte mare. O veste bună e că avem certificare IP, mă rog, nu e IP68, e IP54, rezistă la praf și la stropire cu apă. Destul de aderent, manevrabil și chiar și ușor de manevrat cu o singură mână, deși nu e chiar cel mai mic telefon din lume, dar e bine încropit, bine spațiat. Bun, am terminat cu designul, cred că ne putem ocupa acum și de display. Ăsta este un ecran pe OLED, plastic OLED, 6,5 inch, Full HD plus rezoluția, afișează 1 miliard de culori, are refresh rate de 120 de Hz, se duce cu luminositatea până la 1300 de nits. Raport corp-ecran, mai bine zis ecran-corp, 85,7%. Acum, trecem mai departe la procesor, îl știți, l-ați văzut, cred că l-ați văzut în vreo minim 6 recenzii de ale noastre, Qualcomm Snapdragon 695 5G. Asta înseamnă automat că filmăm doar Full HD, atâta poate el. 6 nanometri, octa-core, GPU Adreno 619. O să vă dau așa rapid două telefoane pe care le-am văzut, OnePlus Nord CE 3 Lite și Redmi Note 11 Pro 5G. Mă bucur să văd că avem totuși mult RAM. 12 GB plus 256 GB de stocare, UFS 2.2 plus microSD. Și mai un plus, uite că e loc și pentru jack audio, chiar dacă telefonul e subțire. Baterie de 5000 mAh, care se încarcă la 33W și Motorola are deja o reputație bună la autonomie când vine vorba de baterii de genul. Nu avem doar jack audio, avem și difuzoare stereo, ăsta e cel de jos, iar cel de sus este acesta, cel de convorbiri. Și aici găsim și un microfon, așa ca să știți. Pentru securitate avem un cititor de amprente optic integrat în ecran, undeva în zona asta de jos, rapid și precis, iar la conectivitate, așa cum indică și numele telefonului, avem 5G, de asemenea Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 doar, GPS GLONASS Galileo pentru localizare, NFC pentru plăți și USB-C 2.0 chiar aici jos. Cred că am ajuns și la camere și Asta este o cameră frontală de 16 megapixeli cu filmare Full HD, deschidere f2.5. Trecem rapid în spate pentru o cameră duală cu un modul de o culoare diferită față de restul spațiului, un pic mai lucios. În modulul ăsta se află o cameră principală de 50 de megapixeli, deschidere f1.9, face detection autofocus și, cel mai important, stabilizare optică. Ăsta este blițul LED și cealaltă cameră este cea de 8 megapixeli ultra-wide. Nu mă interesează neapărat deschiderea f2.2, nici unghiul de 120 de grade, ci autofocusul său. Deoarece asta înseamnă că o să facem și captură macro folosind camera ultra-wide, ceva ce am tot cerut în ultimii ani, decât să ne pună camerele alea obosite de 2 megapixeli pentru macro. Funcțiile camerei. Păi, panorama, dual capture foto și video, adică simultan camera din față și din spate, night vision, adică mod nocturn, scanare de documente, spot color foto și video, fotografii de 50 de megapixeli și timelapse. În modul Pro o să poți să faci captură JPEG și RAW, o să umbli la expunere, ISO, shutter, balans de alb și autofocalizare. Avem și portrait cu reglaj pentru blur, zona foto este chiar aici, cu timer și foto active, 1x, ultrawide și macro fiind opțiunile accesate. La video ne mulțumim cu Full HD în 30 sau 60 de fps și văd că avem și o opțiune specială de stabilizare. Încheiem cu slow motion, cu care m-am distrat deja pe un alt Motorola, Edge 40 Neo, pe care l-am testat recent, recenzia o găsiți pe YouTube, cred, deja. Acum despre software, telefonul ăsta rulează un Android 13 curat, ar trebui să primească vreo 2 ani de actualizări și experiența e clasică. Feed-ul de știri este chiar aici, widgeturile arată la modul ăsta, avem și unele proprietare Moto, destul de arătoase. Asta e zona de Recents pentru multitasking. Asta e zona de Quick Settings și notificări. Iar mai departe avem aplicația Moto, care se ocupă printre altele cu personalizarea look-ului interfeței. Mă refer la fonturi, teme, mă refer la culori, forme de iconuri, animația cititorului de amprente, mărimea afișajului și a textului, layout, dark mode. Apoi avem gesturi, nu puține, inclusiv unul care pornește o bară laterală, dar și lanternă și activează camera rapid. Moto Secure se ocupă cu detectarea de phishing, are un folder securizat, protecția rețelei și pin pad scramble, adică în loc să fie pinul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, amestecă cifrele încât să fie mai greu de reținut de cine se uită peste umărul tău. În zona display avem lock screen și attentive display ca funcții alternative la always on display și alte experiențe de personalizare a lock screen-ului. În cele din urmă, zona asta play, unde ne distrăm cu funcții legate de jocuri, inclusiv o bară laterală game time, funcții legate de apăsarea din greșeală pe ecran, blocarea gesturilor și altele de genul. Eu pot să înlocuiesc butoanele astea de jos, apropo, cu swipe-uri, ca să știți. În vreme ce în zona Dolby Atmos, iată tuning-urile pentru difuzoarele stereo de aici. Și mai e și o zonă custom cu niște extrauri, cu egalizator, grafic și opțiuni legate de genuri muzicale sau treble sau bass. Și acum, alte aplicații Moto puse la dispoziție ar fi Family Space, puteți crea un profil pentru un membru al familiei, fie el bătrân sau tânăr, cu timere, cu limitări la aplicații, și avem aici și Moto Connect. Te poți conecta la display-urile din zonă ca să faci streaming de pe telefonul tău cu experiența de pe acest smartphone. Moto Secure, Motorola Notification și Ready For, pe care le știm deja. Cu asta te conectezi la PC sau tabletă, îți faci telefonul webcam, transferi fișiere, ai mobile desktop, adică atașezi tastatură și mouse și imiți o experiență tip desktop. Faci screen sharing, faci hotspot, clipboard, PC lock și app streaming, deci asta e partea de productivitate cumva neașteptată la un telefon care costă sub 1400 de lei. Acum nu o să-l promovez neapărat ca un telefon de gaming cu Snapdragon-ul de la bord și nu o să fie nici neapărat un camera phone, având în vedere că filmează doar Full HD. Dar la productivitate e acolo, e pregătit. Apropo de Ready For, și sunt curios cât ține bateria. Mă mir că a încăput așa ceva la un corp atât de subțire. Lumea o să-l cumpere pentru culoarea asta, pentru cât de ușor e, de manevrat și ușor la cântar, dar și pentru faptul că are un ecran OLED destul de luminos și la o adică Snapdragon-ul ăla nu e cel mai rău la joculețe de bază. Bun, o să revenim și cu review, o să vă spunem toate cele, cum sună speakerele, cum se descurcă la download 5G, altele de gen. Urmează recenzia, vine mai rapid decât credeți. Până una alta, unealtă arătoasă de productivitate, niscaiva, gaming și, de ce nu, consumat video pe ecran OLED. Cam atât la Mobilissimo, nu uitați prețul, 1399 de lei, unii retailer dau și un voucher, se poate și mai ieftin, o să fie mai ieftin, în general telefoanele Motorola de genul scad foarte rapid în preț. Este un lucru bun. Și apropo, ambalaj fără plastic, eco-friendly. Cam atât de la noi, acesta este Moto G84 5G. La revedere!